Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Party Hard. Și înainte să începem episodul, aș aprecia dacă ți-ai apăsat butonul de like, strângem cât mai multe. Cât mai multe. Bun, continuăm cu Buzz Party. Nu pot să-mi legal caracter, să-i dăm drumul. Yeah, muzică. Jocul ăsta chiar are o muzică super șmecheră. Cred că ar trebui să dau volumul puțin mai tare, ce ziceți? Pentru că acum microfonul la blană, deci se aude... Oh my god! Cred că îl lăsăm așa, ce ziceți? Îl lăsăm așa. Ok, hai să vedem. Ok, suntem în autobuz. Cum naiba eu mor eu pe ăștia, e întrebarea. În fucking autobuz? Stunt bomb. Am adormit și eu! What the fuck? Restart. Stai să vedem. Trebuie să ia... Să dau... Stai puțin. Poți să ies aici pe scară? Ce? Stai puțin. Nu, da... Get item? Înseamnă că nu-l pun în mijloc, îl pun undeva pe aici. Ia vele. Oh, bun așa. Bă, dar mă atacă ăștia. Mă moară. Ce suni, mă, tu la poliție? Muriți cu toții. Muriți. Sună ei la poliție, bă. Și tu, și tu. Oh god. E cumva un telefon aici? Eu nu-mi dau seama cineva se întâmplă. Ce faci, mă, tu acolo? Ei vor să sune la poliție, bă. Hop. Ok, a fost cam random asta. Mă rog. Doar eu în autobuz. Bine. Continue. Să vedem la ce nivele mai dă. No, no, nu ne interesează povestea. Bă, dar multe nivele are. Open air. A guy trying to get some sleep. Ah, asta e... Aha. Deci tipul ăsta vrea să doarmă, ia vin cu petrecerea? Nu se poate, domne. Mă, mi se pare așa ciudată grafica acum, că aia în autobuz era foarte apropiată. A, dar era mult mai bună femeia. Bă, ce e, mă, jocul ăsta? Nu mai pot să joc, e prea apropiat așa. Femeia aia era mult mai șmecheră, că le dădea cu piciorul. Și ea dormea. A, ah, stai că știu unde mă duc să-i omor. Aici nu cred că vede nimeni. Pe tipul ăsta, na, vede lumea. Oh my god, ăla s-a dus în apă aici, nebun. Vreau și eu în apă? Vreau și eu, boss? Hai, n-a pică. Hop, n-a pică. Deci nu ne vede nimeni aici. Interesant, interesant. Ia stai puțin, aici mă vede cineva? Nu. Repede, 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 ușor, ușor, nu vă panicați. Opa, baltă de sânge. S-au panicat băieții, bă. Să nu fiu lângă aia că mă prinde. Opa, a venit băiatul cu... Băiatul îmbrăcat în negru. Ia zi, bosulică. Ia uite, bă, curcanici, au venit ei. Că vreau să mă duc la asta să văd ce iteme vinde.
Hai bă, odată. Unde se duce asta, că nu înțeleg? Nu pricep, nu pot să omor pe nimeni momentan. E polițistul ăla acolo și n-am ce să-i fac. O să-l iau pe ăsta așa ușor și să-l duc în colț. Deci jocul ăsta e genul de joc care trebuie jucat. Ok, am făcut cea mai mare tâmpenie. Polițistul ăsta a venit pe fucking cale, ești nebun? Am găsit un loc în care pot să omor oameni, exact în dreapta sus acolo. E un loc bun să omori oameni. Trebuie să așteptăm să termine polițistul ăla acolo și după aia mai vedem pe unde mai omorâm pe ăștia. Păi ia stupă pe toți, îi bagă în sac. Hai că am omorât vreo 4 și în piscina am omorât mulți. Și acum îl luăm pe ăsta frumos așa. Ăsta doarme de când am venit aici. Dar e tipul ăla negru care, uite, vine fix lângă și nu e bine. Te-a luat somnul, mă? Ăsta venea de obicei aici. Am omorât și pe el. S-a dus tot. Trebuie să mă uit după ăștia care dorm. Oh my god, ăsta cred că a făcut pe el. Eu, ce scârbos! Îmi păstrez stamina în caz că vine cineva, știi, să fug. Tipul ăsta negru cu geanta se tot plimbă pe aici, dar nu vinde iteme deloc, mă enervează. Party Hard e genul de joc în care nu poți să faci un fel de speedrun, știi? Adică poți, dar foarte greu. Dacă vrei să treci o hartă normală, trebuie să... trebuie ușor. În episodul anterior am tot încercat să trec cât mai repede posibil, pentru că ieșoasem de prea multe ori și pur și simplu nu reușeam. Cu greu am reușit să trec harta aia. Hai să o ducem pe duduia asta aici în colț. Mamă, unde poți să-i ascunzi, ești nebun? Nu vezi. Nu-mi dau seama, dar tipul ăla în piscină, deci piscina e cel mai bun loc să omori oameni, pentru că nu te vede nimeni. Chiar dacă ăla e la mal, lângă, sau cum ne-ai să o numi, îl omor pe ăsta, n-am niciun stres. Și acum începe beleaua adevărată, că nu mai doarme nimeni. Dacă dau eu drumul la astea, ce se întâmplă? Eeeeee, a murit Gigel. Moriși, boss? Ita, aia merge fără să-și miște picioarele. Eeeeee, uite-mă pe ăla unde s-a pus. What? Ați văzut și voi aia? Cine v-a întâmplat? Ia că asta vine să sune la... ce ai făcut, doamnă? Ai murit? O ascundem pe unde prindem. Nu cred că o vede nimeni aici, nici eu nu văd. Ce face tipul ăla în apă? Hai să ne... Vreau să cumpăr niște iteme, dar nu știu cine va face. Ars de viola. O, e un telefon și aici. Ok. În sfârșit vine poliția. Trebuie să așteptăm. Uite, m-au venit pe barcă, băieții. Eu dansez, bus, nu mă băga în seamă. Mamă, câți oameni morți acolo în colț. Dance time. Dar oare cine sunt tipii ăștia în alb? Adică înțeleg că aia în alb și sunt polițiștii, dar aia în alb... Salvarea? Ai, salvarea. Ah, da, corect. De ce ne bădă cu piciorul în femeia aia? Multe întrebări care nu și-au răspuns. Ei, au plecat ăștia, e timpul să smardoiesc femeile. Ok. Bă, de ce pleacă asta că mă duc lângă ea? Nu sunt atractiv? Hai să-i speriem pe ăștia aici. Să mai plece și prin alte părți. Opa, ia uite-o, pe domnișoară. Trebuie să plece mai departe. Uite ca aia, aia a plecat perfect. Perfect, exact acolo du-te. Vine iar poliția acum.
God damn it, tipul ăsta doarme. Să-l curățăm noi repede. Mi-a zis să vine pe cal. Ce ești, mă, tu fă-ți frumos. Eu mor pe ăștia cu tot cu polițiști aici. Hai, bă, mai plecați și voi. Fuck up. Așa, mă, trebuie să vă sperii pe toți. M-a dus omor pe femeia aia în piscină. Bă, fix când vreau să o om, știi ceva? Fuck you. Stai jos. Să știu să nu mă mai duc acolo, că dacă mă vede cineva pe lângă... Bă, l-a omorât pe cineva cu calul? What? We need the cops. Oh, fuck, la fiecare cadavru, mă. God damn it. Să n-apăse din greșeală. Când dansez. Dude, just fuck off. Mamă, ce... Bă, get lost with that shit. Și mă urâți, mă, așa tare, nu v-am făcut nimic. Doar dansez ca bossul. Trebuie să-i fac să plece, mă. Uite, ăla acolo e singur. Trebuie să iau unul câte unul, că altfel... Iete, nu merge, că vine el încoace, mă. Ok, e bine, e bine. Uitați-vă și voi, la fiecare cadavru vine poliția. Doarme, domnișoara, haideți cu mine. Haideți să vă duc în rai. Mă duc unde n-ați mai fost niciodată. Bun. Hai că e bine. Acum avem trei băieți aici, toți dansează. Hai să dansez și eu. De fapt nu dansează, toți doar unul. Dar vreau... A, uite-vă că dansează și ăla. Bravo, boss! Așa, 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 așa. Să nu mă calce calul, că o iau razna. Nu, nu. Hopa, doarme băiatul. Hai că te duc eu unde trebuie. Așa sunt petrecerile și în viața reală? Mamă, e ascuns bine corpul ăsta aici și nu-l găsește nimeni. Doar dacă te duci lângă. Mai doar. Opa! Nu, nu. L-a luat și pe ăsta somnul? Stupid animal. Stai. Eu nici nu mă folosesc de treburile astea. Ară. A, îl bagi în tomberon, tare asta. Ok, Dudu, e timpul să mori. Stai jos. Bun. Și domnișoara e singură. E să am mereu stamina plină. Hopa, doarme și tipul ăla, mama. Acum că nu mai sunt foarte mulți, am șansa să îi omor, știi? Dacă ăsta vine să sune la poliție și eu îl omor. A, e inteligent, mă, s-a dus în partea de altă, ai văzut? Bravo, mă, ești inteligent. Și acum mă prefac că dansez, îi sperii pe ăștia, cât timp poliția curăță pe aici cadavrele. Dance time! Woo! Bă, cum a văzut cadavrul ăla acolo? Mamă, și se mișcă așa greu polițistul ăsta. Bine că aș putea să omor oameni și când e polițist, dar nu vreau să risc nimic, știi? Și în caz că m-ar prinde poliția, eu nu știu unde să mă ascund. Chiar nu știu. Nu știu ce să fac. Mai e tipul ăsta care e singur aici, aș putea să-l omor. Dar să plece polițistul. Hai mă, nenea polițistul, pleacă! Vine blondina, bă. Perfect. Ne facem stamina la loc. Și acum dacă îi sperii pe ăștia, o să se ducă unul jos acolo și vede iar corpurile și iar cheamă poliția. I don't like him. Mamă, asta e moartă chiar lângă noi, nu vede nimeni. That's it, I'm calling the cops! Bă, ești nebun.
Iar vine curcanul. Sunt curios ce face ăla cu animalul acolo. Și ce-o fi asta? Activate. Taie lemne. Super tare. Dacă mor. Dacă mă omora ăsta. O luam razna. Am făcut ceva cam riscant aici, că dacă venea cineva o prindea direct. Ce faci mă aia? Nu înțeleg care e faza cu mașinăria aia. Doarme ăla jos, trebuie să-l omor neapărat. Mai sunt 10 oameni, mă? 9? 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aha. Mă înțeles. Trebuie să-i sperii pe ăștia. Dar zic și eu cu voi, ce vă supărați? Opa. Nu spune că mă bate iar ăla. Nope. Du-te-n jos, du-te-n jos. God damn it. Cum ne mai speri? N-am cum să-i omor. Și cheamă iar poliția. Bă. O iau razna. Trebuie să vedem cum naiba facem. Să-i omor pe ăștia. Că e nebunie. Așa, fugi. Hopa, hopa. Ia că mă bate asta. Da, da, nu mă prinzi. Poate mă bate și mă omoară proasta. Așa, mă, în sfârșit pleci tu în altă parte. Mor lângă telefon. Ok, 7 oameni rămași. Ăștia mă alergă, bă, sunt nebuni. Ce naiba se întâmplă aici? De ce naiba spart turnul ca să mai vină poliția pe acolo sau ce? A, uite mă servieta. Ia. Tare asta. Bun, bun, bun. Foarte bun costumul. Pot să mă schimb și scap direct de poliție. Trebuie să aștept după ăștia să plece în altă parte. A, plecarea. Dispăreți. I don't like you, pleacă. Așa mă, ce era atât de greu. Hop, ți-ai luat-o pe cocoașă. Nu-ți place de mine? Buf, ți-am înfipt cuțitul în gât. Hai bă, cui nu mai place de mine? Dude! Fuck off! Nu, tu fuck off! Leacă 5 metri mai încolo. Nu ajută cu nimic asta. A, trebuie să fiu lângă. Hopa! Muriși? Muriși, boss? Bună asta, acum știu ce face. Ok. Dance, boys! Woo! La dance! Nu îmi spune că nu pleacă nimeni. Bă, sunteți nebuni! Dude! Just fuck off! Da, hai, pleacă tu! Ale, mă. Hop, stai jos. Și acum omor pe asta, că nu mă vede nimeni. Mă duc să omor DJ-ul. 45 și cred că ursul ăla se pune ca un om. Era să-mi schimb hainele ca prostul din greșeală. Bine că nu merge dacă nu te urmărește poliția. 45, 6, 7, deci mai e animalul. Mamă, dacă mă omoară ăștia. Ala-i mă! Ala bate animalul de la începutul episodului. Mă rog, de la începutul hărții. Bun. În cât timp? În 15 minute a durat ceva. Ok, hai că m-am descurcat. Continue. Să vedem ce hartă ne mai deblochează.
Pool party. Ia mă ia. Arată mișto asta. Poți să-l împing în apă? Nope. Pool party, tare. Bun, aici vom încheia episodul. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut nimic, vreau să zic că vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa, pa.